Președintele ucrainean Petro Poroșencu a făcut apel la forțele NATO să trimită nave maritime în Marea Azov ca urmare a conflictului cu Federația Rusă lângă coasta Crimeei. Potrivit BBC, Poroșencu a declarat pentru ziarul german Bild că speră că navele NATO să poată fi relocalizate astfel încât aceasta să susțină Ucraina și să-i ofere protecție. Duminică, Federația Rusă a deschis focul asupra trei nave ucrainene și a capturat echipajele acestora în strâmtoarea Kerch în Marea Neagră și Marea Azov. NATO și-a exprimat susținerea completă pentru Ucraina care nu este un stat membru al organizației. În timpul escaladării conflictului Miercuri, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a acuzat președintele Ucrainei de crearea unei provocări maritime cu scopul de a-și mări popularitatea înainte de alegerile din anul 2019. Șeful statului ucrainean Poroshenko a introdus legea marțială în regiunile de graniță ale Ucrainei pe un termen de 30 de zile.